După ce comuna Florești a ajuns la peste 30.000 de locuitori, traficul între cea mai mare comună din România și Cluj a devenit un coșmar, mai ales dimineața când lumea pleacă la serviciu și la școală și după amiaza când oamenii se întorc acasă. Drumul național pe porțiunea Florești-Cluj se transformă atunci într-un furnicar de mașini în care șoferii circulă bară la bară. Chiar și acum, în plină perioadă de concedii la început de august și încă departe de orele de vârf, drumul național este deja supraaglomerat. Pe acest drum zilnic intră dinspre Florești în Cluj peste 60.000 de mașini. 10.000 dintre acestea sunt doar din Florești. Floreștenii așteaptă de mai mulți ani din partea primăriei realizarea unei centuri între comuna urbanizată și municipiul reședință aflat la câțiva kilometri. Trebuie neapărat o șosea de centură pentru că e foarte aglomerat Floreștiul și pierdem foarte mult timp. Deja de 5 ani de zile se tot face centura. Au început să sape centura acolo pe Valea Grâbăului și s-a oprit. Pur și simplu nu știe nimeni de ce nu se continuă centura. Deja de atâta timp tot se promite centura, dar nu-i centura de fapt. Deci povestea cu centura e veche, da? Nu știu ce să vă spun. Toată lumea așteaptă centura. Lipsa unei centuri, asta e problema de mulți ani. Stau în Florești de peste 16 ani. Când m-am mutat aici, nu era aglomerație. Dar datorită construcțiilor negândite, fără drumuri, fără ieșiri, decât în singurul drum european, e dezastru. Și domnul Șulea, din câte văd, nu are de gând să facă nimica. Din câte se vede la centura de sud, nu se lucrează nimica, în același stadiu de cel puțin 5-6 ani. Și oricum, nu e o soluție. Mi se pare banală, deoarece o să aglomerează intrarea în oraș. Deci trebuie să găsească cel puțin două alternative. Cam atât. Eu am noroc că la servici plec înainte de ora 7 și seara mă întorc târziu, după 8-9. Este foarte aglomerat, extrem de aglomerat, mai ales în orele de vârf. Este horror de circulat pe aici și dimineața și după masă, începând de la ora 4 și până la 8 seara, e teribil. Mai ales dacă se lucrează pe drumuri, ceea ce nu mi se pare normal că să se lucreze în timpul zilei, ar fi bine să se lucreze noaptea, nu când e atât de aglomerat. Da, ar fi bine o centură, ar fi extraordinar de bun. O centură de ocolire care se lege Floreștiul de Cluj este promisă de administrația comunei de foarte mult timp. Încă din primul mandat al actualului primar, câștigat în 2012, acesta a făcut mai multe promisiuni că va realiza în cel mai scurt timp acest drum. În 2014, primăria a finalizat proiectul tehnic și părea că lucrurile au intrat în linie dreaptă în ceea ce privește construcția centurii. Drumul urma să aibă în total 4,5 km, inclusiv cele două bretele de legătură cu metro și centrul comercial Vivo. A urmat apoi găsirea sursei de finanțare și primăria Florești a achiziționat o linie de credit de 47 de milioane de lei pentru această lucrare și pentru alte investiții. Costul centurii a fost estimat la circa 7 milioane de euro, adică peste 32 de milioane de lei. În 2016, chiar în campania electorală pentru alegerile locale, primăria a semnat contractul de execuție a centurii cu firma Diferit, iar termenul de realizare trebuia să fie de 6 luni. Compania Diferit a oferit atunci cel mai mic preț, puțin peste 28 de milioane de lei. Datele tehnice ale proiectului sună astfel: carosabil de 2 ori 3,5 metri, trotuare de 1,5 metri plus pistă de biciclete, două poduri, 11 podețe, două sensuri giratorii și trei intersecții. Pentru a vedea exact cât s-a lucrat până acum pe centură și cum arată șantierul la 2 ani de la semnarea contractului, NCN a parcurs întregul traseu al centurii. Indicatorul drum în lucru ne întâmpină la kilometrul 0 al centurii pe strada Tăuțiului din Florești. Ceea ce urmează pe traseu este dezolant. Un drum de piatră și pământ, grope adânci și bolovani uriași, aproape pe toată lungimea arterei, pe care ar fi trebuit să fie de mult timp asfalt. Cu toate acestea, oamenii care locuiesc în zonă sunt nevoiți să se aventureze zilnic pe acest drum. Și aici continuă să se dea în folosință apartamente și case, iar viitorii locatari vor fi nevoiți să circule în aceste condiții precare. Pe tot drumul, până deasupra complexului Vivo, nu am întâlnit niciun utilaj. De-abia aici am găsit niște lucrări de stabilizare a versantului cu pilon de beton, începute de mai mult timp, dar pe șantier nu era niciun muncitor. În anul 2016 s-a semnat contractul de execuție pentru centura Sud Florești-Cluj între Primăria Florești și firma Diferit.
La 2 ani de la acel moment, șantierul Centurii arată așa cum îl vedeți în spatele meu. Culmea este că a doua zi, aceste utilaje părăsite au fost ridicate de o firmă specializată de transport. Muncitorii întrebați de noi unde duc utilajele de forare ne-au răspuns că au primit dispoziție de la firma constructoare să mute aceste utilaje la o altă locație. Am mers mai departe și am ajuns la intersecția Centurii cu una dintre cele două bretele pe care se puteau vedea niște lucrări proaspete de plombare. Breteaua pe care ne aflăm face parte din proiectul licitat, adică a fost predată constructorului. Până acum câteva zile, acest drum era plin de gropi. Primăria Florești a fost nevoită să plombeze ea aceste gropi. Primăria Florești a promis de asemenea că va asfalta în perioada următoare și celelalte două străzi de pe traseul Centurii, Răzoare și strada Crizantemelor. Am fost și la Primăria Florești să aflăm din ce cauze s-a blocat realizarea proiectului. Atât primarul cât și viceprimarul Comunei Florești se află în concediu. Surse din primărie au declarat că administrația nu este dispusă să plătească mai mulți bani firmei diferit, așa cum cere societatea în cadrul contractului pentru execuția Centurii de Sud, Florești-Cluj. Aceleași surse vorbesc de faptul că firma constructoare nu ar mai vrea să continue lucrările în baza contractului semnat în 2016 și ar dori o suplimentare a valorii acestuia cu circa 25%. Aceasta este o practică desuzitată de firmele de construcții. Oferă un preț mic ca să câștige licitația, după care încearcă să suplimenteze suma prin acte adiționale. Un alt motiv invocat de constructor pentru ritmul lent al lucrărilor ar fi faptul că nu i-a fost pus la dispoziție întregul aliniament al Centurii. Însă sursele noastre din Primăria Florești spun că peste 85% din traseul dat constructorului este liber de sarcini și se poate lucra pe el. Echipa INSEN a încercat să ia legătura cu reprezentanții firmei diferit pentru a afla care sunt cauzele pentru care proiectul Centurii de Sud Florești-Cluj a fost blocat. Directorul companiei ne-a transmis că nu poate da nicio declarație. În aceste condiții, ce alternativă mai au șoferii care circulă zilnic pe ruta Florești-Cluj? Este o singură variantă, un fost drum agricol care a fost asfaltat în nordul Floreștiului. Acesta este însă departe de ceea ce ar trebui să fie un drum de centură, extrem de îngust, unde pe multe porțiuni nu încap să treacă două mașini în același timp din sensuri diferite și unde există un risc permanent de accidente. S-a făcut pe partea de sus, acolo la Grigorescu, dar și acolo practic nu-i centură, că e un drum agricol care e foarte îngust și risc de accidente. Că atunci mai bine vii pe principală. Așa cum se prezintă astăzi lucrurile, floreștenii și clujenii care circulă zilnic între cele două localități vor mai avea de așteptat mult și bine până vor avea o șosea de centură modernă.